În echipe sau individual, zeci de elevi de la liceele cu profil gastronomic din județul Olt și-au testat abilitățile și priceperea în a pregăti preparate culinare din bucătăria tradițională românească. Participanții au prezentat juriului o multitudine de mâncăruri pregătite de bunici, de la gogoși și chec la fasole cu ciolan afumat sau supă cremă de praz. O parte din produsele pregătite au fost reinventate, altele au păstrat rețetele originale specifice zonei. Ce gătim, rață? Da, rață, piept de rață cu piure de morcovi și sos de vișine este acolo. Și acum ne pregătim să facem plating-ul. E prima dată când particip la un concurs? Nu. Am mai participat și anul trecut tot aici. Ce pregătești aici? Lava cake. Lava cake. Și cum se prepară? Spune-ne, ce rețetă folosești? Una simplă. În primul rând am amestecat ole cu zahărul. Și după aia am început să topim ciocolata albă, că am făcut interiorul cu ciocolata albă. Bolul de zahăr. Bolul de zahăr. Pentru plating. Cât de greu se prepară un astfel de lucru? E chiar simplu, doar zahărul topit pe care îl punem pe polonic. Competiția organizată de secția de etnografie a Muzeului Județean Olt, intitulată sugestiv Extemporal la gastronomie, s-a desfășurat pentru al treilea an consecutiv în aer liber și a fost găzduită de una dintre secțiile externe ale instituției organizatoare. Concursul a avut două secțiuni, gătit și servit, și este considerat extrem de util pentru pregătirea cât mai bună a viitorilor bucătari, cofetari sau ospătari. Este ediția a treia. În acest an avem trei licee, cu grupe diferite de copii care prepară diferite preparate culinare. Pe ce secțiuni? Desert, aperitiv, preparat de bază. Ați descoperit vreun preparat care să vă aducă aminte de perioada copilăriei? Da, au făcut niște gogoși cu vanilie, da, și au făcut chec. Fac produse și în patiserie, cei de la mai mult patiserie, colegii de la Izvoare, iar ceilalți de la bal și de la economic merg pe preparate, feluri principale de mâncare. Să aibă abilități care și le poate forma aici la cursurile de specialitate, sub bagheta profesorilor de specialitate. Imaginație trebuie să aibă. Mai ales în gastronomie, imaginația e pe primul loc. Toate produsele de calitate ies cu o bogată imaginație. Preparatele cele mai apreciate au fost premiate de organizatori cu diplome și trofee. În plus, toți participanții la această competiție, premiați sau nu, s-au ales și cu o notă mare la proba practică a meseriei alese.